Evanghelia după Ioan, frați și surori, capitolul 15, primele 11 versete. După masă vom continua tot din Evanghelia după Ioan, tot din capitolul 15, adăugând și versetul 14, 15 și 16. Dar pentru dimineața aceasta, primele 11 versete din Ioan, capitolul 15. Cuvântul Domnului spune astfel. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță? Tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei cum ai iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină plină. Amin. Ocupăm locurile, vă și sorori, vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Atunci când m-am gândit la câteva din metafore pentru biserică, nu m-am gândit la metafora aceasta, biserica mlădițe în Hristos. Dar tot uitându-mă la metafore care prezintă biserica, și e important, noi, de o bună bucată de vreme ne-am uitat la mai multe metafore și rolul lor este tocmai acela de a scoate în evidență biserica ca și instituție, mă refer aici la instituție divină umană, biserica în funcționalitatea ei, ce trebuie să facă o biserică, da? E important pentru că fiecare metaforă transmite un mesaj. De fapt, metafora este, sunt cuvinte în imagini. Și tocmai lucrul acesta ne ajută parcă să înțelegem mai bine menirea, chemarea pe care o biserică, fie a locală și în special Biserica Universală, o are ca și chemare. Apoi am vorbit, dacă nu greșesc fratele Ilie, a avut două mesaje deja din Matei, capitolul 5, biserica este sarea pământului și lumina lumii. Ca și sare este chemată să conserve și să fie parcă o frână împotriva escaladării răului, ca lumină este aceea care transmite un mesaj și creează o cale, un drum pe care trebuie să-l urmăm și să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Eu am venit înaintea dumneavoastră cu patru mesaje legate de Biserica, o știre spirituală și am scos în evidență cât de importantă este lupta aceasta spirituală în care suntem angrenați. Nu numai la nivel de individ, nu numai la nivel de familie, și chiar la nivel de biserică. Și nu m-am referit numai la Biserica Universală. Nu m-am referit doar la Biserica fondată la 50-i, Rusalii, și care va avea parte de evenimentul răpirii, ci mă refer la o biserică locală așa cum suntem noi sau cum sunt alte biserici. Nu m-am gândit atunci când am stat să analizez câteva din metafore, poate astea sunt un pic mai pu puțin cunoscute, Biserica Sarea Pământului, Lumina Lumii, Biserica Oștire Spirituală, mai cunoscute este, știu, Biserica Trupului Hristos, Biserica Ozilirea Duhului Sfânt. Sunt alte metafore parcă mult mai uzuale, mult mai prezentate, mult mai explicate și parcă nici nu trebuie să intervii atât de mult cu explicații pentru că este suficient să vorbești despre biserică ca și trupa lui Hristos și deja să, încerci, să înțelegi cam funcționalitatea Biserici și să înțelegi chemarea pe care o biserică, în imaginea aceasta metaforică a trupului, o lucrare pe care biserica o are de făcut. Ei, dar sunt și metaforele acestea pe care le desprindem de pe paginile Sfintelor Scripturi, așa cum este metafora pentru dimineața aceasta și pentru după masă. Și anume, biserica mlădițe în Hristos. Pentru dimineața aceasta aș vrea să ne uităm Plecând de la metafora aceasta, pentru că rolul unei mlădițe, m-am tot gândit, eu nu sunt un specialist în viticultură, am avut un pic de vie și eu la, la noi în Arad, la Bujac, dar aia mai mult a fost, nu neapărat sălbatică, a crescut, n-am -am, întreținut-o noi foarte, foarte mult, dar așa în mare cât de cât știm, dar probabil că suntem un pic familiarizați cu ceea ce înseamnă uh, viticultura. Și mlădița are un rol foarte important. În primul rând, mlădița se ține bine de viță, și în al doilea rând, mlădița trebuie să rodească. Și dacă vă uitați cu atenție la pasajul acesta din Evanghelia după Ioan din capitolul 15, metaforic asta este ideea pe care o transmite Domnul Isus Hristos atunci ucenicilor și astăzi nouă celor ce suntem la închinare, la părtășie. Pentru dimineața aș vrea să ne uităm la importanța rodirii, ăsta e scopul unei mlădițe. Dacă mlădița nu aduce roadă, frați și sorori, tatăl vierul o taie. Nu o mângâie. Nu vine să spună săraca de amlădiță. No, ce să faci? Dacă nu rodește, nu rodește, nu? No? Spune foarte clar, Dumnezeu e clar, e tranșant, O taie. Dacă o taie, o aruncă afară și se usucă. De aceea unii sunt vlăguiți de putere și n-au seva aceea în ei. S-au uscat. Și după ce s-au uscat, nici măcar nu-i lasă acolo. Deci ce adună, îi strânge și -i aruncă în foc și ard. E o imagine iarăși metaforică, dar e o imagine semnal de alarmă pentru fiecare mlădiță. Deci de aceea e important să înțelegem lucrul acesta. Domnul se adresa ucenicilor, frați și surori. Domnul nu vorbea. Vreau să introduc mesajul din această dimineață în contextul mai larg și apoi și sublinind un context mai, mai restrâns. Contextul mai larg este Ioan 13, Ioan 17, predica din Odaia de Sus din Ierusalim. Ultima predică extinsă a Domnului. Sunt mai multe predici, aproximativ 3-4 predici pe care Domnul uh, le ține, uh, dar aceasta din Ioan, din capitolul 13, este pasajul cel mai detailat a ceea ce s-a întâmplat la cina cea de Taină în Joia Mare. Plecând de la spălarea picioarelor apoi cuvântările care le-a ținut în instituirea cinei Domnului, toate discuțiile care au fost acolo în odaia de sus, n-au participat, ba mai mult chiar și Iuda, o mlădiță uscată, aruncată afară și care mai târziu a sfârșit prin a se usca total și va sfârși și ea în foc. Și dacă vreți, deja avem o imagine a ceea ce înseamnă tatăl taie sau tatăl curăță. Aceeași foarfecă pe care o are în mână vierul, poate tăia, el nu merge să ia o altă foarfecă, Aceeași că, Dar ce îl determină pe, pe vier să taie sau să curețe? Roada. Roada. Dacă o mlădiță aduce roadă, e curățată. Să aducă și mai multă roadă. Dacă o mlădiță nu aduce roadă, atunci e tăiată. Aceeași foarfecă are două atribuțiuni, dacă pot să spun așa. Ei, în Odaia de Sus, Domnul le vorbește ucenicilor care rămas și le explică principiul acesta și așteptările pe care Tatăl le are de la ei. De la ei. Pe de o parte de la ei, de la cei care erau acolo și pe de altă parte de la fiecare dintre noi. Frașii surori, contextul mai larg este predica aceasta din Odaia de Sus, Ierusalim, Joia Mare, în fața Mântuitorului erau ucenicii. Mântuitorul pentru ultima oară, Evanghelistul Ioan menționează șapte afirmații ale Domnului Eu Sunt. Eu sunt, care scot în evidență divinitatea Domnului Isus Hristos, este acel Eu sunt Iahve, din Exod, atunci când Dumnezeu se prezintă lui Moise, când Moise îi cere numele, spune, Dute și spune poporul Israel, Eu sunt cel ce sunt. E tetragramatonul I-H-W-H, Yahweh. De aici provine numele de Jehova. Sunt șapte expresii, eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea adevărul și viața și ultima cu care Mântuitorul încheie prezentarea aceasta a atributelor divine pe care are este aceasta din capitolul 15, eu sunt adevărata viță. În contextul acesta, Mântuitorul prezintă și o progresie relațională. Vine și spune foarte clar. În contextul acesta în care voi sunteți mlădițele, vreau să știți că Tatăl este vieru. Tatăl este acela care controlează și coordonează toate lucrurile. Eu sunt vița. Foarte interesantă această progresie relațională. Iar voi sunteți mlădițele. Vă recitesc Ioan, capitolul 15, versetul 1 și apoi versetul 5 că e legătură între ele. Ioan 15, 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Spuneam, poate pentru noi este puțin relevant lucrul acesta. Trăim poate la oraș, nu avem, eu știu, cultură de viță, nu suntem viticultori, dar pentru Israel și mai ales pentru, pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, vreau să știți că viticultura, da? specialitatea aceasta a te ocupa de vița de vie, este una din profesiile de bază în Israel, a fost și atunci și este și astăzi. Probabil că ați auzit de muntele Carmel și de viticulturile din muntele Carmel, în zona Betlehemului sunt iarăși foarte multe uh, vițe de vie și e o producție, Israelul se ocupă și este un exportator efectiv de, de vin, de vinuri, de produse de, de genul acesta. Și vreau să vă aduc aminte de un aspect foarte interesant. În momentul în care, și e menționat în scriptură lucrul acesta, în momentul în care uh, se trimite cele 12 scoade în țara promisă, în Canaan, la un moment dat, se întorc cu un simbol al belșugului, cu un simbol al prosperității. Și permiteți-mi să vă citesc din uh, uh, Numeri, din capitolul 13, versetul 23-24. Numeri 13. Au ajuns până la Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure. Și vă rog, rețineți. Și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. Versetul 24. Locul acela l-au numit Valea Eșcol. Strugure. Din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. Și imaginea aceasta cu cei doi care... Duc un ciorchine de Imaginați-vă vă frumos cât de greu a trebuit să fie. Imaginea aceasta este sigla Ministerului Turismului din Israel, doi care duc ciorchinul acesta, a rămas emblematic încă de atunci. Suntem în 2022. Cucerirea Cananului a avut loc undeva în jurul anilor 1450 înainte de Hristos. Deci imaginea văii Eșcaol, a rămas emblematică și astăzi de mai bine de 3400. De ani. Pentru evrei, mesajul acesta: Tatăl este vierul, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, iar la capătul fiecărei mlădițe trebuie să fie o roadă, o roadă. Pentru ei era foarte clar. Au înțeles foarte bine ceea ce trebuie să facă. De aceea spuneam că în dimineața aceasta, plecând de la textul acesta, aș vrea să vorbim despre. Importanța rodirii. Cel puțin, dacă ne uităm cu atenție, aceasta este ideea pe care, în mod deosebit, Domnul Isus Hristos, uh, o ideea pe care o scoate în evidență. Uitați-vă cu atenție, am numărat de opt ori, de opt ori, în pasajul acesta, de opt ori, apare expresia roadă. De opt ori. În capitolul 2, în, ca în versetul 2, pardon, în versetul 4, în versetul 5. În versetul 8 și în versetul 16. De 8 ori expresia aceasta și întotdeauna în scriptură, acesta este un principiu al mesajului biblic. Întotdeauna o repetiție subliniază importanța. Dacă un lucru este repetat, vedeți, și în momentul în care Domnul Isus Hristos uh, se adresa ucenicilor, le spunea în felul următor, adevărat, adevărat, vă spun. Acum, întrebarea care ne punem este una simplă. Dar de ce n-a zis Domnul adevărat, simplu? Era El, cuvântul Său, autoritatea Sa, pentru că El le vorbea din punctul acesta de vedere al unei autorități, al unei seriozități, al unei importanțe. Prin repetiție trăgea, să spun așa, atenția mai mărită, mai sporită. Lucrul acela e valoros, ceea ce vreau să vă spun acum. Din moment ce, în contextul acesta, în care vorbește în odaie de sus, în care îi pregătește pentru misiune, în care îi pregătește pentru lucrare. E ultima cuvântare, ucenicii urmeau de acolo să plece cu el în ghețimani, din ghețimani urmau să se împrăștie pretutindeni, în vinerea mare la cruce mai rămâne un singur ucenic, Ioan, împreună cu femeile. Tot ceea ce Mântuitorul spunea trebuia să aibă un impact și un efect extraordinar asupra lor. Înseamnă că ei au reținut ideea aceasta. Tatăl Evieru are în mână o foarfecă pe unii taie, pe alții curăță, Domnul Isus este vița, mlădița nu poate fără viță, trage va din viță, forța mlădiței e în viță, nu în mlădiță. Mlădița nu are putere de la ea, mlădița are putere de la viță. Credinciosul nu are putere prin el însuși. Credinciosul are putere în legătura pe care o are cu vița, care e Hristos. Noi am vrea să fim mari și tari fără Hristos. Nu se poate. Cine nu rămâne în mine, zice, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Rași și surori, nimic cu nimic, oricât de mult ne-am străduit să-l aranjăm și să-l explicăm. N-avem ce să explicăm, luați un dicționar al limbii române și ne uităm să vedem și cum definește Dexul cuvântul nimic. Nimic e nimic. De aceea, spuneam, e un moment de avertizment pentru ucenici cât de important este și care sunt așteptările pe care Domnul le are. Ce înseamnă roadă? Vedeți, e o vorbire metaforică. Spuneam că metafora, și noi ne uităm la uh, metafore despre biserică, spuneam că metafora este o figură de stil care în imagini vorbește mai puternic decât cuvintele. Noi putem explica în cuvinte multe, dar probabil atunci când vine metafora, când vine figura aceasta de stil, uh, e parcă mult mai puternică, mult mai de impact explicația. Și vreau să vă dau aici un exemplu, nu e legată de, de mălădiță și viță, e legată de metaforă. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos încheie o altă predică, e vorba de, pe, de predica de pe muntele fericirilor din Matei, capitolul 5, 6 și 7, și după ce prezintă principiile împărăției lui Dumnezeu, care trebuie să guverneze împărăția lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o la venirea Lui și a proclamat-o, vine și spune, Cel ce aude cuvintele mele și le face îl voi asemăna cu un om înțelept. Și ca să scoată în evidență ce înseamnă înțelepciunea, zice, un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Vin probleme, vin frământări, vin încercări, dar pentru că toate acestea lovesc într-o casă zidită pe stâncă, n-are niciun efect. Faptul că a prins cuvintele, le-a primit, le-a pus în practică, e unul care își păstrează echilibru, își păstrează stabilitatea, rămâne vertical în ciuda tuturor problemelor prin care trece. Dar cel care aude cuvintele mele și nu le face, nu le pune în practică, îl ați voi asemăna cu un om nechipzuit. Asta e o traducere elegantă. Un om neînțelept sau chiar un om nebun. Nebun nu în sensul de alienat mental, ci nebun în sensul de omul care n-a știut să chivernisească. N-a dat dovadă de înțelepciune. Și a zidit casa pe nisip. Știți ce înseamnă asta? Întotdeauna când zidești pe stângă, înseamnă efort. Suntem într-o perioadă în care totul trebuie să fie fast food. Totul este fast, rapid. Dar vine Scriptura și ne spune, nu, rezultatele în timp, rezultatele binecuvântate care rămân, sunt rezultate care implică efort. Noi vrem să meargă repede tot și atunci, normal, faci o casă pe nisip, repede, nu trebuie să sati, nu trebuie să cauți. Când cauți în stâncă, mi-aduc aminte, am fost în Ierusalim și tot au, au săpat și tot au făcut pentru ca să facă un, 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 un metrou de suprafață, un fel de tramvai, cum le avem noi pe, pe aici, da? Dar șapte, opt ani de zile au lucrat la, la tramvaiul acela și întrebarea care s-a pus, la da, de ce? În primul rând că tot Ierusalimul e pe stâncă. Tot Ierusalimul pe munte, și în al doilea rând, ori de câte ori săpau, găseau vestigii arheologice și trebuiau să se oprească până când vedeau exact despre ce este vorba acolo. Timp! Da, da, astăzi au unul din cele mai frumoase metrouri de suprafață care circulă prin Ierusalim. Noi am vrea să meargă repede și Domnul vine și spune, oricine aude cuvântul meu și nu-l face, îl voi asemăna cu un om nechipzuit care, în dorința de a zidi doar, de a face ceva, n-a făcut un lucru de calitate și cu rezistență și a făcut un lucru doar ca să-l facă. Pe nisip au venit vânturile, au venit furtunile, au venit problemele și casa aceea, pentru că era zidită pe nisip, poate că arăta mai bine ca așa aia de pe stâncă. Poate că efortul de pe stâncă n-a mai avut bani să construiască o casă frumoasă. Dar încă o dată este important, nu din ce construiești. Noi spunem la cei care se căsătoresc, casă de piatră. Cred că cel mai corect ar fi să le spunem, casă pe piatră. Nu este important din ce, ci important este pe ce. Dacă zidești o casă de piatră pe nisip, se duce. Dacă zidești o casă, poate nu neapărat din piatră, din alte materiale, dar o pui cu o fundație bună și solidă, rezistă indiferent de intemperii. Ei, închid aici paranteza. Mântuitorul a explicat principii de viață, a explicat principii de funcționare corectă, atât în viața de zi cu zi, cât și în viața bisericii, prin aceste metafore, imagini, cuvinte, care explică mult mai puternic, mult mai puternic, uh, ceea ce așteaptă, de fapt, Dumnezeu, ceea ce așteaptă Domnul de la noi. Ce înseamnă roadă? Pentru că asta este expresia care o găsim cel mai mult aici în Evanghelie după Ioan, în capitolul 15. Da și soror, dragii mei, roadă înseamnă produsul final. Finalul unei lucrări. La capătul mlădiței e strugurele, E roadă. Sau e nimic, da? Depinde. La capătul mlădiței e strugurile. Asta e roada. Asta e produsul final. Un om care plantează uh, o, o, o viță de vie vrea în final să mânce struguri. Un om care pune un măr vrea să mânce mere. Un, măr care, un om care pune păr vrea să aibă pere sau cireș sau așa mai departe. Normal că toate acestea le faci cu bătaie lungă în ideea că la final te vei bucura de roada respectivă, de rodul, de rezultatul acela pe care îl vei avea. În contextul acesta Mântuitorul vorbește. Și acum dacă vreți venim la noi. Frașii și o dragii mei, haideți să ne evaluăm fiecare, plecând de la mine la fiecare dintre noi. Suntem noi mlădița aceea roditoare eu n-am să vin să arăt cu degetul spre nimeni. Fiecare poate să se evalueze, să se cerceteze pe sine. Vom vedea după masă, pentru că dimineața vorbim despre importanța rodinii și după masă, aș vrea să ne uităm la roată din abundență și eficientă, pentru că aș vrea să înțelegem că Dumnezeu se mulțumește cu așa niște bobițe din ala mici de struguri. Noi așa înțelegem că în relația noastră, e bun, orice, numai să fie acolo ceva. Scriptura vorbește de câteva ori în contextul acesta, dacă aduceți multă roadă. Deci nu dacă duceți roadă, așa, un pic de ceva acolo. Fă și tu două, trei bobițe. Noi, iarăși, în modul nostru de raportare, ne mulțumim cu două, trei bobițe. Domnul vine și spune, multă roadă, mult rod. Dar ne uităm după masă la ce înseamnă această roadă din abundență și roadă eficientă, pentru că zice, iarăși, o expresie interesantă care m-a atras atenția, atenția. Și roada voastră să rămână. O! Oh. Pretențios mai ești, Doamne! Da? Asta e părerea noastră, nu? Orice investitor este pretențios cu investiția pe care a făcut-o. Vreau să vă întreb, știți de ce suntem în dimineața aceasta aici? Pentru că Dumnezeu a investit în fiecare dintre noi. Harul lui, bunătatea lui s-a noit pentru fiecare dintre noi. De aceea și așteptările lui sunt direct proporționale cu investiția pe care a făcut-o. Cu harul pe care ne-l-a dat. Cu purtarea de grijă pentru unii de 70 de ani, 80 de ani. că atunci normal că în contextul acesta are și pretenții investitorul să primească roadă din abundență și roadă eficientă. Deci stabilirea nu e la mine, nu eu o stabilește ce tip de roadă vrea stăpânul. Stăpânul stabilește ce tip de roadă vrea. Da? Stăpânul stabilește. Dragii mei, haideți să vedem din Scriptură ce înseamnă de fapt Roada. Spuneam, e, roada este un produs final. Roada este un produs final și uh, aș interpreta roada în contextele în care am să vă prezint câteva contexte, uh, ca și, uh, eu știu, ceea ce caracterizează viața noastră în Hristos. Atenție, mlădița e legată de viță și pentru că e legată de viță face ceva, face roadă. Haideți să vedem câteva uh, contexte. Aș să ne uităm în primul rând la Romani, capitolul 6, Roman, capitolul 6, versetul 20 până la versetul 22. Ascultați-vă, rog frumos, tot metaforic vorbește Scriptura. Roman 6 cu 20. Căci atunci când i-ați robi ai păcatului, erați slobozi liberi față de neprihănire. Deci, ori ești într-o categorie, ori ești în alta, nu merge la mijloc. Versetul 21. Și ce roade aduceați atunci? Deci, odată, dacă suntem robe ai avem roade. Dacă suntem robe ai avem roade. Deci, finalul e la fiecare. La fiecare este ceva din noi. Ne caracterizează ceva. Ne definește ceva. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri, iată că roadele sunt lucruri, sunt fapte, sunt uh, o viață care ne caracterizează, ne definește, sfârșitul acestor lucruri este moartea. Versetul 22. Dar acum, acum sunteți robe ai neprihănirii. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut robe ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea. Deci, înainte roade de care ne este rușine sau ar trebui să ne fie rușine, iar acum, într-o nouă dimensiune, aveți ca rod sfințirea și dacă atunci roadele rușinii aduceau sfârșit și pierzare pentru totdeauna, roadele, roada aceasta a sfințirii aduce în final viața veșnică. Frați și surori, Dumnezeu este clar și tranșant în direcția aceasta. Apoi, o altă afirmație, Uitați-vă rog frumos Fesen, capitolul 5. Efesen, capitolul 5, versetul 8 și 9. Efesen 5, 8 și 9. O erați în întuneric. Dar acum sunteți în lumină, sunteți, sunteți lumina în domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Și când eram în întuneric aveam roadele întunericului. Ei, acum că suntem copii ai luminii, care este roada luminii? versetul 9. Căci rodul luminii stă în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Este tot un produs final. Ca și copii ai întunericului aveam roade, ca și copii ai luminii avem roade. E foarte important. Mie mi se pare destul de accesibil mesajul Scripturii prin prezentarea aceasta a metaforelor. Și în alt context, vă citesc din Evrei 13 cu 15. Evrei 13 cu 15, prin El, adică prin Hristos, prin viță, noi mlădițele, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Observați! Roman, capitolul 6, roade, Efesen, capitolul 5, roade, Evrei, capitolul 13, roade, Stând aici, m-am mai dus aminte de încă un pasaj, Iacov, capitolul 3, versetul 17 și, 14, 17 și 18. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică, versetul 18. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Produsul finit. Frașii și surori. Vine Domnul și le spune ucenicilor, acolo, în odaie de sus, pregătindu-i pentru misiune, pregătindu-i pentru lucrare, le spune, Tatăl este vierul. Eu sunt vița. La mine-i seva, la mine-i viața. Iar voi sunteți mlădițele, nu putem schimba. Noi nu vom fi niciodată viță, noi suntem mlădițe. Rămânem în continuare, ca să putem să ne împlinim lucrarea, e absolut impetuos necesar să rămânem în viță. Dar atenție, este aici o subliniere. Pe orice mlădiță care este în mine și nu rodește, există și pericolul acesta. Există pericolul să fii în Hristos, deși mi se pare paradoxal lucrul acesta, să fii în Hristos și totuși să nu faci roadă. Poate aici trebuie să ne verificăm, oare chiar suntem în Hristos? Oare chiar avem noi apartenența, dacă nu-i nimic? Sau dacă toate roadele care sunt în loc să fie roadele luminii sunt totale întunericului? Sunt tot lucruri care ne-au caracterizat în viața veche. Oare e o viață nouă, e ceva schimbat, transformat? Sau suntem tot aceiași? Înseamnă că poate niciodată n-am fost altoiți, poate niciodată n-am fost mlădița care trebuie să fim. Mai este un sens al cuvântului roadă. În scriptură, roadă înseamnă și cei care sunt câștigați pentru împărăție, cei câștigați pentru Hristos. Vă aduc aminte Isaia, capitolul 53, versetul 11, o panorama lucrării Domnului Isus Hristos. Isaia 53, cu 11, zice, după ce își va da viața ca jertfă de păcat, zice, va trăi multe zile și va vedea rodul muncii sufletului lui, da? Deci toți aceia care intrăm în Eclesia, în Biserica Domnului, toți aceia suntem rodul muncii sufletului. Și tot aici aș vrea să mai completez, Puneți-mi, vă frumos, Roman 16 cu 5. Roman 16 cu 5, nu știu dacă știți cine este Epenet. Epenet e frate cu noi. Dar e adevărat că a trăit mai de mult, a trăit în Asia, Epenet. Roman 16 cu 5. Uitați-vă, zice, spuneți sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, scrie Pavel, care a fost cel din tâi rod al Asiei, primul creștin din Asia, primul câștigat pentru Hristos primul câștigat pentru împărăția lui Dumnezeu. În Asia, un continent întreg mare, da? primul este Epenet. Și îl numește Apostolul Pavel ca fiind un rod al lui Hristos. Iată sensul cuvântului roadă, dar noi cu siguranță aici, în ceea ce Mântuitorul se referă, dar dacă vreți, poate să fie amândouă. Pe de o parte, orice mlădiță care trebuie să aducă roadă e și viața, e trăirea, E modul în care mă raportez la valorile lui Dumnezeu? Pe de altă parte poate să fie și roada, pentru că zice o rodă care se rămână, o roadă în care... Întreb, în 10, 20, 30, 40, 50 de ani de pocăință, câți i-am câștigat pentru împărăția lui Dumnezeu? Pe câți i-am adus în biserică? La câți le-am spus că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și că nu există alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât Isus Hristos? Și dacă l-am câștigat, dacă cuvântul acela pe care noi l-am vestit a atins inima lui și l-a schimbat, e un rod pe care l-am adus noi. Apostolul Pavel spune, voi sunteți cu una mea. Toate roadele acestea sunt o cunună, o salbă minunată, un, o, un, un Stefanos, care va străluci odată în împărăția lui Dumnezeu. Merge voi cu mâna goală, o cântare care se cânta, da? Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? și surori. Ne-am pus serios întrebarea în secolul acesta, mileniul 3, secolul 21. Câtă roadă aducem noi pentru împărăția lui Dumnezeu? Câtă investiție? Câtă dedicare? Câtă pasiune? Vreți, vine cuvântul acesta din Evanghelia după Ioan, din capitolul 15 și ne spune foarte clar, voi sunteți mlădițele, iar mlădița este menită, are mandatul acesta să aducă roadă. Să aducă roadă. De ce e importantă roada aceasta? Spuneam că asta este ideea cu care își vrea să rămânem în această dimineață. De ce este importantă roada aceasta? Dragii mei, mandatul care ne-a fost încredințat este demonstrat prin rodire. Eu pot să spun foarte multe despre mine, dar ceea ce vorbește cel mai bine despre mine este ceea ce se vede. Ceea ce se vede. Ascultați-vă rog frumos, Ioan capitolul 15, versetul 16, interesantă afirmație, zice așa, 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine. Fac aici o paranteză. Să știți că în cultura ebraică, în gândirea evrească, de regulă ucenicii își, alegau, își alegeau mentorul. Nu profesorul îi selecta uh, ucenicii. Și fiecare se uita, mă, îmi place rabinul ăla cum predică, îmi place cum răstălmăcește, cum înțelege scripturile, mă duc după el. Ucenicii mergeau, Ei, aici mântuitorul schimbă. Mântuitorul Parcă dă la o parte orice gândire din vremea aceea și spune, nu voi m-ați ales pe mine, așa cum se face de obicei. Și eu v-am ales, și ascultați-vă rog frumos, eu v-am ales pe voi. Și acum vine cuvântul, v-am rânduit, v-am hotărât, am stabilit în dreptul vostru, v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Și rodul vostru să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. V-am rânduit, asta este expresia. Ăsta e mandatul pe care îl avem. În momentul în care rodesc, în momentul în care se vede acest produs final, care vreți dumneavoastră, de orice natură, interpretați-l ori așa, ori așa. Frați și în momentul acela mi-am îndeplinit mandatul. Sunt, dacă vreți, în tiparul lui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu a gândit, a hotărât pentru mine. Și asta, mie mi se pare un lucru extraordinar, să se gândească Dumnezeu la mine și la lucrarea pe care trebuie să o fac. Nu toți vor fi la amvon. Și nu-l râvniți, să nu, să nu credeți că e foarte ușor să stai în fața oamenilor și să, să predici, să aveți Sunt atâtea și atâtea lucrări pe care le putem face pentru gloria lui Dumnezeu, care în final să fie roada neprihănirii care atrage binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce e important să ne silim? Îmi place expresia aceea în dreptul Domnului Isus. Va vedea rodul muncii sufletului său. Păi în momentul în care Domnul a venit, a venit rânduit. Și Tatăl i-a zis foarte clar, te rândui să mergi să aduci roadă. Și cel care a adus roadă are aceeași pretenție, vine, v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă. Ne împlinim noi mandatul, suntem noi în mandatul lui Hristos. Fiecare dintre noi poate evalua în această dimineață, în baza acestui cuvânt, biserica, mlădițe în Hristos, ca și mandat. Care e rolul meu, care e funcționarea mea? Unul are, are cinci talanțe, altul doi, altul are unul, dar nu sunt dați pentru îngropare, nu sunt dați pentru ștergar, ci sunt dați pentru investiție, pentru lucrare. Cel care a avut cinci a adus cinci, de aici e eficiența, 100 la sută. De aceea m-a spus Dumnezeu, Noi e un Dumnezeu pe care îl mulțumim așa cu firmiturile noastre. Și Dumnezeu este acela care are pretențiile Lui. Va veni o zi în care vom vedea toate lucrurile acestea, fiți fără frică. Exact ceea ce citea fratele Ilie din Psalmul 2. Va veni o zi în care toate lucrurile acestea vor fi puse înaintea noastră. Toate vor fi puse. Să nu aveți nicio teamă de lucrul acesta, că nu vor fi descoperite și arătate. De aceea e atât de important să ne evaluăm până ajungem acolo. Pe de o parte e importantă rodirea, pentru că rodirea Mă ține în, în, în mandatul acesta, în împlinirea mandatului pe care uh, mi l-a încredințat Domnul și am interpretat rodirea ca fiind o obligație care rezultă din chemarea pe care o am. Obligație care rezultă din chemarea pe care o am. Apoi spune cuvântul Domnului că rodirea este importantă pentru că îmi confirmă identitatea, îmi confirmă statutul pe care l-am. Vă citesc versetul 8, ultima parte a versetului, Ioan 15 cu 8, zice în felul următor. Și voi, zice, dacă aduceți mult rod, Tatăl va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Frașisturilor, dragii mei, Ceea ce mă definește, ceea ce mă prezintă, cartea mea de vizită, a noastră fiecăruia, a mlădițelor de la Filadelfia, e roada. Voi veți fi astfel ucenicii mei, nu registru de membru al unei biserici. Asta e pentru noi. Asta suntem mâine, nu mai suntem în registrul acela. Va trebui să operăm. Sora Livia Todor a plecat în veșnicie. Va trebui să operăm în, în registrul acela. Secretarul va face lucrarea aceasta. Dar nu registrul de membru îmi dă calitatea de creștin autentic, veritabil. Și rodirea. E mai puțin important ce zic eu și ce zice cel de lângă mine, cât este important ce zice cel ce m-a mandatat să fac lucrarea aceasta. Și m-am puternicit. Eu sunt ucenicul lui, eu nu sunt ucenicul unui păstor de aici sau da, chiar dacă avem studenții noștri și se pregătesc și așa mai departe. Dar în, în dimensiunea aceasta a relației dintre mlădiță și vier, mlădiță și viță, atunci roada mă definește și mă caracterizează. De aceea e atât de important, frați și surori, statutul de creștin este dovedit prin rodire. Statutul de copil al lui Dumnezeu este definit prin rodire, este scos în evidență prin rodire. Când Apostolul Pavel scrie celor din, din, Creta, în Creta era tit lăsat ca și slujitor, are un cuvânt și vreau să vi-l citesc, mi s-a părut foarte interesantă afirmația pe care o face uh, Apostolul Pavel aici. Din Tit am să vă citesc, Tit capitolul 1, începând cu versetul 10. Tit capitolul 1 cu 10. În adevăr, mai ales printre cei tăiați în adică evrei, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori. Ei, și ăștia erau în biserică. Și ăștia erau acolo. Cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis, cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pânte celeneșe. Mărturia aceasta, spune Pavel, este adevărată. De aceea, mustră aspru ca să fie sănătoși și în credință. Și să nu se țină de basme evreiești, de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși. Nimic nu este curat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Și ascultați vă rog versetul 16. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Sunt mulți care se bat cu cărămida în piept. Eu sunt nivel de spiritualitate aici, dacă când intri și cauți, nu-i nimic. Nimic! Dice, ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună, pentru orice roadă. Frați și haideți să ne evaluăm. Finalul mlădiței e produsul final, e rodirea. E roada aceea care mă definește, mă caracterizează? Roadele noastre sunt acelea care, la urma urmei, în dreptul nostru, vor defini, vor caracteriza identitatea mea. Și apoi, ultimul gând și cu aceasta am să închei, de ce este importantă rodirea? E importantă rodirea frașiselor pentru că doar aceasta aduce glorie lui Dumnezeu orice alt lucru pe care eu încerc să-l fac și să-l impresionez pe Dumnezeu. Avem impresia uneori că îl mai impresionăm pe Dumnezeu. Vreau să înțelegem că Dumnezeu stabilește criteriile impresionării Lui sau a proslăvirii Lui sau a glorificării Lui. Nu ce am eu în mintea mea, e și în mintea Lui Dumnezeu. Știți ce spune aici Scriptura? Revin la versetul 8 din Ioan 15, dar partea a doua a versetul. Ioan 15, cu 8. Dacă aduceți mult rod, sunt două lucruri importante care pleacă din versetul acesta. Ioan 15, cu 8. Dacă aduceți mult rod, am spus pe de-o parte, voi veți fi astfel ucenicii mei, identitatea voastră, și prin aceasta, prin rodul acesta mult, tatăl meu va fi proslăvit. Frașii și sorori, care e dorința noastră a lucrării pe care o facem? Nu dorința noastră este ca tatăl, ca Dumnezeu să fie proslăvit, să fie glorificat? Haideți să vedem, roadele mele, roada mea, cea care rezultă ca și umblare, ca și mlădiță în Hristos, aduce proslăvire, aduce bucurie stăpânului. Fac eu strugurile acela, atât de supărat era Dumnezeu pe Israel. Vă citesc din, din, Isaia, din capitolul 5, atât de supărat era Isaia, capitolul 5, zice, voi, versetul 1, voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie mănoasă i să săpat pământul, cură l la cură curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, frați și sorori. A zidit un turn în mijlocul ei, a săpat un tiasc, adică o presă, apoi trăgeană de care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici cu toată investiția, frați și sorori. Israelul trebuia să facă struguri buni. Biserica, dacă vreți, Filadelfia, e chemată să facă struguri buni. E finalul lucrării noastre, care aduce bucurie stăpânului, care îl onorează pe Dumnezeu, care îl face pe Dumnezeu să privească cu plăcere și să ți jubileze în dreptul nostru al fiecăruia, când vede rodul muncii sufletului său, că aduce o rodă binecuvântată. Merg mai departe. Versetul 3. Acum, dar, zice Domnul, locuitor al Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea, și-aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Și ar mai fi putut Dumnezeu să ne facă, frați și surori? Și nu ne-a făcut. Ne-a binecuvântat peste măsură. Avem mai mult decât ne trebuie. Suntem în atenția Lui în fiecare zi. Ne-a binecuvântat pe noi și copiii noștri. Ne poartă în carul sau de biruință. Și ar fi putut Dumnezeu să ne mai facă și nu ne-a făcut. Și tot nu-s Și tot struguri amari. Și în loc să fim bucuria lui Dumnezeu, se strâmbă când mănâncă un strugure de la noi. Astea sunt fapte care mă proslăvesc pe mine. Asta e viața care mă onorează pe mine. Asta e viața care, 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 aduce glorie în lui meu după toată investiția mea. Nu mi-am propus în dimineața asta să cer pe cineva. Sunt împreună cu dumneavoastră, eu nu mă disociez de biserica pe care o păstoresc. Dar ne analizăm în această dimineață, ne evaluăm în această dimineață. Pentru că va veni o zi a evaluării și va veni o zi a cântarului lui Dumnezeu. Noi ne punem pe cântar și ni se pare că suntem grei. Dar când ne pune Dumnezeu pe cântarul lui, s-ar putea să fim atât de ușori. Și tot ce am avut noi păreri despre noi și impresii despre noi, să fie nimic abur, să se ducă dintr-o dată. Merg mai departe. Ce-aș fi putut face vie mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul, protecția, va fi păscută de vite, de animale, îi voi surpa zidul să fie călcată în picioare. Pe orice mlădiță care este în mine, ce bine se leagă cuvântul lui Dumnezeu, pe orice mlădiță care este în mine și aduce roadă, tatăl o curăță, să aducă și mai multă roadă, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, tatăl o taie și -o aruncă afară, călcat în picioare. Frații și surori, dragii mei, ăsta e mesajul Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Biserica este mlădiță în Hristos, credinciosul este o mlădiță în Hristos. Umenirea să rodească pentru proslăvirea numelui Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la aceasta și să ne ajute să avem nu doar roadă. După masă vreau să continui, sper că nu v-am speriat în dimineața aceasta. Aștept și după masă să ne uităm în cuvânt. Roadă din abundență și eficientă. Deci nu orice fel de rod. Roadă din abundență și eficientă. Așa a spus Domnul. Dacă aduceți mult rod, Tatăl va fi proslăvit. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, iar prin binecuvântarea pe care o dă, că noi nu putem rodi de la noi. Mlădița nu face de la ea însăși strugurele. Se ține de viță. vița e de viață, vița-i de sevă, vița-i de tot. Și apoi vine roada aceea binecuvântată. Și ce e interesant, depindem de Domnul și ca să rodim, și apoi Domnul ne și binecuvântează pentru că am rodit. Deși, vedeți, e foarte interesant aspectul acesta, cum parcă lucrurile se transferă de la viță spre mlădiță, rod, ca după aceea tot mlădița să fie binecuvântată. Dar ce a făcut mlădița? Ce a făcut mlădița? Din punct de vedere spiritual, mlădița a rămas în viță. Dumnezeu, pe toți să ne binecuvânteze. Amin.